După cum v-am promis de ieri, astăzi continuăm discuția cu Cristina Petrescu și aflăm cum stă treaba cu alte 5 mecanisme de apărare frecvent întâlnite. Încercăm să găsim cât mai multe argumente logice, raționale, inclusiv în situații în care poate că nu e cazul, în care ar trebui să ne trăim emoția, să nu intrăm în contact cu furia care poate e trezită de această veste, cu tristețea, cu durerea, cu toată suferința. Corpul nostru, la un moment dat, are nevoie cumva să scoată în afară și scoate și cum poate, dacă noi nu l-am ajutat să o facă la momentul potrivit. Happy Cafe, mâine, de la ora 17:30, la Happy.